Vineri 20 noiembrie avem un podcast special. Îl avem invitat pe Sebastian Buș. Am vorbit despre cariera politică, despre cum este să guvernezi în perioada de pandemie, despre ce este COAL. Am vorbit despre cum ne pot susține instituțiile de stat, de ce trebuie să strângă mâna instituțiile de stat cu artiștii. Despre granturile care s-au dat acum de la minister, despre cum pot artiștii sau nu să acceseze, ce trebuie să facă artiștii ca să acceseze aceste granturi, ce trebuie să facem noi cu asociația și ce trebuie să facă artiștii pentru controlarea statutului artistului. Și cred că am avut un exercițiu de clar viziune în care Sebastian Buș ne-a enumerat undeva la 5-10 obiective din statutul asociației, fără să-l fi citit. Ca sfaturi. Ca sfaturi, da, foarte interesant. Probabil că e intuitiv ce vrem să facem. Da. E normal. Și mai ales în încheiere am discutat despre importanța votului. Mergeți la vot. Curaj. Este important să votați. Artă pe hartă. Podcastul artistului român. Îl avem invitat pe Sebastian Buș, absolvent al Facultății de Drept, angajat și ulterior antreprenor. A încercat mereu să schimbe lucrurile, să le facă un pic mai simple, mai ușoare, în speranța că asta va face totul să funcționeze mai bine, cum ne dorim cu toții. Cei mai mulți dintre voi îl știți în calitate de președinte al COAL, Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, ceea ce reprezintă realizarea cea mai importantă din cadrul carierei sale de om politic. Dacă greșesc, să mă întrerupeți. Stai că te întrerup, eu antreprenor și om politic. Sunt cu site-ul sebastianbuș.ro în față. Așa este. Și mai fac o precizare, dacă tot facem și noi în sfârșit o introducere ca la carte. Sebastian este un foarte bun prieten al artiștilor mai nou, pentru că noi îl considerăm așa ca pe un părinte spiritual al Asociației Muze, fiindcă ne-a dat cel mai puternic imbold de a ne lansa în cursa asta, de a face un ONG, o asociație care să schimbăm lucruri. Și mă uit acum pe site și îl consider în continuare o sursă de inspirație. Și mi se pare foarte, foarte trist că, în general, lumea artistică a fugit de zona de politică. Cumva pare că nu merg mână-mână cele două zone și poate reușim să vorbim și despre lucrul ăsta. Mulțumesc pentru prezentare. Nu știam că... Faci atâtea, nu? Bă, exact. Fac mai multe, da. Ce mai faci? Păi, acum... Am ratat. Dat prezentarea de pe site. Începând din 27 septembrie sunt și consilier general la Primăria Municipiului București. Bun. În cadrul primăriei. Și zona de antreprenoriat? Antreprenoriatul în această perioadă mergem tot pe dezvoltările noastre imobiliare. Am terminat acum proiectul în Corbeanca, începem în Pantelimon și o să urmeze încă un proiect în Berceni. Bun, bun, bun. Cartier cu cartier. E timp și de pas politică și de antreprenoriat. Da, dar este destul de greu. Imaginez. Întreb asta pentru că pe site e un text foarte interesant. Nu o să-l reproduc, dar a fost o sursă de inspirație pentru noi. E o chemare la arme, așa, a antreprenorilor, corect, să se implice în viața politică. Da. Aș întreba de ce a fost o necesitate asta. De ce a fost o necesitate? Este o necesitate ca antreprenorii să intre în viața politică. Gândiți-vă la voi, la artiști, la ceea ce faceți voi astăzi și cum a plecat ideea voastră de a face această asociație. Este nevoie de oameni tineri, de oameni cu viziune, oameni care pot dezvolta România. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultima perioadă în România. Este nevoie de oameni cu viziune. Gândiți-vă că noi suntem generații diferite. Avem viziuni diferite. Voi trebuie să urmați. Dacă nu veniți astăzi și nu vedeți ce se întâmplă în administrație, să aveți un pic de experiență, vă va fi foarte greu mai târziu. Că la un moment dat cineva trebuie să se implice.
Eu poate m-am implicat un pic mai târziu în politică, dar niciodată nu-i prea târziu. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Da. Și pentru mine a fost un domeniu nou. Am început, să spun așa, mai aplicat acum un an și jumătate, când am preluat funcția de președinte al Clubului Oamenilor de Afaceri. Și eu zic că avem ceva realizări. Cu siguranță sunt, pentru că una e bifată cu noi. Adică Coal ne-a sprijinit într-un demers care nu cred că era pe lista de obiective Coal, nu? Nu. Foarte interesant. Sincer, pentru noi. Nu. Foarte interesant. Cum e să guvernezi în timp de pandemie? Destul de greu. Gândiți-vă că pe lângă problemele curente ale unei țări, a venit și această pandemie, la care nimeni nu a fost pregătit și nimeni n-a știut ce să facă în primă fază. Gândiți-vă că tot ce se întâmplă, se întâmplă în mers. Trebuie să ne adaptăm în fiecare zi. Gândiți-vă la noi. Stăm în casă, ne protejăm, ne cumpărăm măști, ne cumpărăm dezinfectanți, ne spălăm de nu știu câte ori pe zi, luăm măsurile de precauție pentru noi. Gândiți-vă ce înseamnă la nivel de țară, să poți să faci aceste lucruri pentru întreaga țară. Este destul de complicat. Cel puțin în primele zile ale pandemiei, era o criză foarte mare de măști. De dezinfectanți și de... Da, nu se găsea nimic. Nimic, da. Mi-aduc aminte că stăteam în acea vreme, stăteam de vorbă chiar cu premierul și spunea, e foarte greu. S-a implicat personal, a sunat în toată lumea pentru a aduce și a ne da măști în România. Adică a fost o perioadă destul de complicată. Din câte știu, veneau avioanele încărcate cu măști din China sau din alte țări, opreau să alimenteze și de acolo plecau în altă țară. Vai! Da. Da. Turneu! Da. A fost o perioadă destul de complicată. Nici acum nu este ușor. Gândiți-vă acum că... nu se mai găsesc medicamente acum. Medicamente se găsesc. Dar ce medicamente? Adică să fim sinceri. Am trecut prin ce COVID. Ce credem că merge, da. Am trecut prin COVID. Toată lumea spune, domne, e complicat. Da, ok. Este complicat atunci când te panichezi. Nu trebuie să te panichezi. Toți, cred că... De aici pleacă foarte da, mult. Da, da, da. Exact. De la panică. Este o boală nouă, ca să zic așa. Virus, un virus nou. Da. Ce face? Îți controlează organismul, dar nu este atât de grav decât pentru anumite persoane. Eu, în ultima perioadă, am și văzut persoane și am cunoscuți. De exemplu, persoane peste 70 de ani. Și după 5 zile a decedat. Oh. Da. Și am și persoană care are afecțiuni, este cu cancer și după 7 zile a ieșit din spital. Da, adică, nu știu, este mult prea nou virusul, deci să știi cum acționează. Încă e un pic loterie. Exact, exact, exact. Adică nu depinde de noi. Noi trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință, să ne protejăm. Dar eu știu că m-am protejat. Voi știu că v-ați protejat. Da, culmea că noi ne-am întâlnit și am stat toți exact, cu măști. Am dat așa fizbam. Exact. De unde, cum? Asta este un virus. Trecem prin el. Și să sperăm că nu vom avea foarte mulți decedați. Da, sunt probleme reale și cu toate acestea v-ați făcut timp să băgați în seamă și artiștii și zona culturală. Da, păi a fost o perioadă bună. Asta e oricum un segment complet mort în momentul de față, din păcate. Da. Și ne gândim acum cum să-l relansăm. Evident, nu fix acum, că e imposibil. Mai ales la cum ce restricții sunt și, în principiu, având în vedere că nu știm ce reprezintă acest COVID și cum să ne ferim de el mai clar. Am terminat cu COVID-ul, că nu-i treaba noastră. Cum să facem să ținem pe linia de plutire sectorul cultural? Păi, pasul 1 în principiu e să conservăm ce a mai rămas. Pentru artist au rămas doar drepturile de autor, pentru că evenimente nu sunt, filmări nu sunt, cântări, botezuri, nunți, mă rog, am văzut că s-au mai făcut așa.
Și asta e practic singura sursă de venit cumva stabilă pe care o mai are artistul. Chestia asta cu online-ul, că am tot auzit niște discuții, nu funcționează, din păcate. N-avem nici infrastructura necesară și cu siguranță nu sunt bugete în zona asta. Adică din streaming-uri pe YouTube și școli online de diverse, artiștii nu prea și-au plătit chiria, ca să zic așa. Și acum ne gândim cum să conturăm un plan de relansare a industriei creative. Și aici cu siguranță vom avea nevoie de sprijinul guvernului, de sprijinul politicienilor, să avem niște dezbateri, să ne gândim efectiv cum conturăm lucrurile. De aceea țin să mulțumesc din nou cu Alp pentru că ne-a ajutat la pasul 1. Am fost împreună la Ministerul Culturii, am lăsat acolo mai multe propuneri, le-am dezbătut și câteva dintre ele am văzut că s-au și realizat, ceea ce e mare lucru. Și cu siguranță să mai avem nevoie de sprijin. Da, deci deschiderea a fost și este în continuare, uitându-ne acum, spuneai, de realizări. Am retrospectiv. Plecat, da, am plecat de la nimic, să spun așa, adică de la nevoia artiștilor de a se auzi, de a-i asculta cineva. Și mi-aduc aminte că a venit chiar Ministrul Culturii și a discutat cu voi, cu da, așa a artiștii, fost. Cu cei care îi reprezentați. Și de atunci, eu zic că s-au întâmplat niște lucruri. Nu știu dacă cele 100 de milioane se adresează către artiști sau către acei producători, organizatori de evenimente și organizatori de spectacole, de festivaluri. E ok, facem lumină. Vă răspund eu, nu. Nu. În mod normal. Pentru artiștii, din păcate, în mod nu. Normal. Artiștii un organizator ar trebui să plătească artiștii. Deci, atâta timp cât tu ai avut o colaborare și din prețul biletului, cei, nu știu, X-lei. 30 X lei, da? Însemna prestația artistului. Aia, guvernul vine și dă niște bani, părerea mea, este și pentru onorariul artiștilor. Pentru că tu nu mai plătești acum infrastructură, nu plătești chiria sărilor, corect. Nu plătești tehnicienii, nu plătești camere, nu plătești nimic. Lumini. Dar în mod normal din acea sumă trebuie să vină cumva către artiști, către cei care operează în spatele camerelor, sunetiștii, nu fiul luat pentru un spectacol, dar o parte din acei bani ar trebui să meargă. Da, măcar o parte să fie distribuită și artiștilor. Așa ar trebui. Din păcate, fix aici ne-am blocat. Precizez pentru cine o să ne urmărească, e vineri, 20 azi? 20 noiembrie. Noiembrie. Și sperăm să lansăm acest podcast chiar luni, pentru că e o situație un pic mai aprinsă. Apropo de ce se întâmplă cu aceste granturi, evident, cel puțin după mintea noastră, ar fi ca beneficiarul să fie artistul direct. Ok, nu se poate. Să facem de ce cumva... nu se poate? Hai să vedem de ce nu se poate. Pentru că statutul artistului exact. Este... Nu este bine conturat. Ai. Nu este. Sau nu este, a, nu punct. Este, nu este. Fix nu este. Ce înseamnă artist în România? Care este statutul unui artist? Eu acum vă întreb e simbolic. Voi. Deci e un termen. Eu vă întreb pe voi da. Ce înseamnă artist în România, ce statut are, cum îl deosebim? Trei tipuri de artist, aș zice. Este artistul angajat, care se angajează la o instituție de stat, de exemplu, la un teatru național, etc. Are un contract de muncă, pentru el e foarte simplu și pentru el sunt accesibile granturile astea fix prin angajator. Este artistul independent sau mercenar, care nu are un contract long term cu cineva, ci pur și simplu e cazilierul. A semnat azi la o filmare, mâine la alta, apoi mâine la o cântare. Dar ce și nu e vina asta? Lui. Da, și mai este artistul care a devenit și un pic antreprenor și are un PFA măcar sau un SRL și care poate aplica pentru granturi. Deși activitatea lui în general este de angajat, chiar ca SRL, nu de angajator. Și el nu prea are ce activitate să arate pe ultimii 2 ani. E și aici o discuție. Și nu poate să ia acele fonduri pentru artiști pentru că are firmă. Că n-are pe ce să plătească decât pe sine. Prin firmă. Deci, și altă struță cămilă juridică. Vreau să ne întoarcem un pic la artistul independent.
că acolo cred că nu se înțelege foarte clar cum funcționează treaba asta. Artistul independent, în primul rând, reprezintă cea mai mare parte din cele trei categorii. Adică artiști independenți sunt undeva la peste 80% siguranță. Eu vă întreb că nu știu. Da, cum funcționează, e dar, cum deci, funcționează, eu voi explicați pentru mine. Da. Că... mă angajează cineva pentru o reclamă, dau un exemplu. Semnez un contract cu acea casă de producție, cu angajatorul, îmi reține taxele la sursă. Eu încasez un net, practic. Mai vine și partea de drepturi de autor, din care plătesc și acolo. Dacă aceleași contribuții. Da, aceleași contribuții. Dacă iau bani de acolo, trebuie să plătesc aceleași contribuții. Plătim, toți artiștii independenți, plătim toate aceste contribuții. Nu beneficiem de toate, doar de sănătate beneficiem, de pensie și șomaj nu. Deci, cu toate acestea, tot nu pot să aplic la aceste granturi. Chiar dacă îmi plătesc. Deși a contribuit la bugetul de stat. Și contribuie la bugetul de stat, da. Deci cam așa funcționează. Da, încerc să înțeleg. Subiect. Este puțin complicat pentru mine să înțeleg. De ce? Pentru că, exact cum am spus, este zilierul. Ok. Și atunci când aveți de lucru, ce faceți? Păi, când nu ai de lucru... Nu prea s-a întâmplat decât în 2008 și 2020. Da, exact. Dacă în 2008 cineva contura statutul artistului și devenea o meserie clară, exact. Eventual, nu zic cu atestat, dar cu o recunoaștere de undeva, lucrurile erau simple. Păi, artistul, asta vreau să vă întreb. Cum recunoști un artist? După chip și de pe YouTube. Glumesc. Dacă demonstrăm că plătim aceste contribuții la stat, totuși, putem cumva să le accesăm? Nu știu să vă spun, nu știu să vă răspund, dar dacă mă întrebați din punctul meu de vedere al juristului și dacă ar trebui să vă răspund eu, nu cred că se poate din punct de vedere juridic. Pentru că gândiți-vă că noi toți suntem artiști. În Corect. Momentul în care ni se dă voie să mergem să accesăm, vă spun eu că jumătate din populație a devenit artist. Există riscul ăsta. Suntem perfect de acord. De aceea încercăm și vreau să fac precizarea asta că e chiar important și de ultim moment, ca să zic așa. Am lansat ieri o petiție către Ministerul Culturii, către Guvern și chiar către Primărie, doar pentru că a fost printre inițiatorii acestui proiect, să discutăm un pic despre cum se pot accesa aceste granturi, pentru că, într-adevăr, există riscul să vină cineva care are un contract, că a filmat o reclamă. Da, să nu fie profesionist. El e angajat la o multinațională, n-are nicio legătură cu zona. Cum e profesionistul? Că aici nu înțeleg. Și aici probabil că trebuie să gândim niște criterii mai clare de accesare a granturilor. Dacă cineva, în schimb, vine contracte pe ultimii 2 ani și vezi că lunar a avut cântări, de exemplu, sau filmări, devine evident că trăiește din artă și poți să iei și declarația la ANAF, să zicem, să vedem din ce a plătit acele contribuții. Și dacă toate sunt pe venituri independente, pe contracte de prestație artistică, îl putem considera artist. E o părere. Pot să fac o comparație un pic între artiști și cu ceea ce ne confruntăm noi în dezvoltările imobiliare. Unde avem instalatorul, avem faianțarul, avem parchetarul, da? Dar dacă le ceri o diplomă, nu au. Corect. Maxim școală profesională, dacă. Da, talentul, dacă ai talent. Talent. Mă mai gândeam la... Am tot văzut în videoclipuri dansatori. Da? Trebuie să ai școală de dans, trebuie să ai diplomă sau decât că dansezi și te-ai mișcat un pic așa înseamnă că ești dansator profesionist. Ce trebuie să ai sigur e talent, că altfel exact, nu te ia nimeni la clip. Nu poți să fii sigur și de chestia asta. Păi aici trebuie să reglementăm un pic. Trebuie să existe cineva care să ofere niște atestate persoanelor care activează în domeniul artistic. Să înțeleg că voi, ca și asociație, cam asta aveți în obiectiv. Adică, pe lângă alte... lucruri care printre le faceți altele. Sau ce faceți pentru că e... vrei să-mi și explicați acum... Scopul asociației. Că am lucrat la statut luni de zile. Mult. Da. În mod normal, eu așa vedeam, să existe o listă cu artiști. De exemplu, cine face un onorariu pentru artiști. Adică, ok, exact, eu dacă vreau să angajez un dansator sau dacă vreau să angajez un artist
de stand-up, de mimă, de un cântăreț, un actor. Trebuie să am undeva un preț, să știu și eu cam ce... Exact. Iartă-mă că zâmbesc. Te invităm oficial în comisia noastră de lobby, pentru că deja ai expus primele obiective ale asociației. Ah, ok, adică nu am citit statutul, adică asta n-am... Dar eu cum văd eu lucrurile? Adică sunt lucruri care trebuiesc băgate poate și în codul muncii. Exact, adică asta este obiectivul. Superb. Să existe un cod, da, în care să spună, domne, codul 5444, artist de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Să poți să faci niște cursuri și să ții un atestat. Adică să mergi acolo și să spui, domne, sunt dansator. Da, am exact. Diplomă de dansator. Și pot să-mi plătesc la stat, da, la sfârșitul anului, să bage pe normă de venit sau pe o altă formă din asta de independent, să poți să-ți plătești taxele și să poți să beneficiezi de anumite drepturi, poate cum se întâmplă acum în această perioadă. Nu poți să faci nimic, dar nici nu poți să demonstrezi. Asta e marea problemă. Adică, ok, statul a venit foarte mult în sprijinul vostru, adică 100 de milioane de euro sunt bani. Pentru industrie. Evident, e o gură de aia. Pentru industrie. Da, dar, e o speranță. Dar, acești bani, după ce mi-ați explicat voi, se vor îndrepta către societățile care organizează. Cele care au folosesc artistul. Folosesc artistul, da. Ok, în mod normal, o mă repet acum, aceste societăți ar trebui să vină să plătească un fee către artist. Cam așa ar trebui. Dar cine poate garanta? Și atunci beneficiarul final nu e obligatoriu, va fi artistul. Aici e problema cea mai mare. Tot ce ai zis tu este în statutul nostru. E fenomenal că ai enumerat lucrurile astea. Cred că putem folosi bucata asta așa ca introducere pentru asociație. Și chiar asta e pe agenda noastră de lucru. Vrem să lucrăm în colaborare cu Ministerul Finanțelor și al Muncii. Știu, se aude o ambulanță. Ăsta e fundalul sonor de luni de zile. O să încercăm să conlucrăm cu Ministerul Finanțelor și cu Ministerul Muncii, să lucrăm un pic la clasificarea ocupațiilor din România, unde artistul nu e definit aproape deloc. Exact. De exemplu, la actor, și mi se pare fenomenal, în 2020 avem așa, actor, păpușar și cascador. Nimic altceva. Ah, ok. Și sunt foarte multe categorii de actori. Bun, cine se ocupă? Noi. Ah, ok. Deci Muza a inițiat deja niște proiecte în sensul ăsta. Ah, ok, e perfect. Vedeți de asta ce am zis. De ce am zis că... Avem nevoie în politică de oameni tineri? Obligatoriu. În 30 de ani de zile, de la Revoluție până astăzi, da? Voi v-ați gândit. Contează foarte mult. Ne-am gândit că suntem și direct afectați. Sunteți și direct afectați? Ne-am gândit, dar nu ne-am implicat. Nu ne-am... Lucrăm în domeniu. Da? Dar nu ne-am implicat, de fapt. Ne-am gândit, ne-am plâns, că e o chestie românească, așa cred eu. Ne-am plâns și în 2020 ne-am trezit că n-am făcut nimic. De-abia acum începem să conturăm statutul artistului, că înțeleg foarte clar de ce te miră ce-ți povestim acum, că nu are cum să sune anormalitate, că nu există un statut al artistului. Și că el muncește și nu e foarte clar dacă e într-o zonă gri sau nu. Pare, ba că muncește la negru, ba că e ceva genzilier, da. Dar nu pare că e o ocupație. Exact. Pare așa, că așa, da. În timpul liber am mai prins un job, am mai prins o cântare. Problema este că nimeni, ai dreptate, nimeni niciodată nu... din ce știu eu, nimeni niciodată nu a arătat problemele și nu a explicat clar cum se iau banii, cum se împart, ce taxe se plătesc, pe ce sunt plătită, sunt actor, sunt dansator, dar de ce sunt, cine îmi atestă acest lucru. Așa că de asta am și făcut asociația în mare parte, ca să putem să schimbăm lucrul ăsta, care consider că este cel mai important, cum ai spus și tu, dacă este scris ceva clar în lege, atunci nu mai are nimeni ce să conteste. Este foarte bine că ați făcut această asociație, pentru că aveți o altă forță. Orice artist independent, care nu este într-o formă organizată, nu o să poată să facă nimic. Pentru că nu își vor plăti avocați, nu își vor apăra interesele, își și cedează drepturile lor, poate o parte din ei. Nu, da. Se gândesc că poate să beneficieze de ele pe viitor.
pot beneficia de aceste drepturi și pot trăi din aceste drepturi. Știu că și în afară sunt... Sunt exemple mari din afară, doamne, care și-au cesionat drepturile. Deci este important că îi puteți ajuta. Adică, de fapt, se ajută singuri. Venind la asociație... Da, exact. Asta încercăm să vorbeam mai devreme despre implicarea publicului, implicarea consumatorului de artă și implicarea artistului. Trebuie să își dea seama lumea că... Scuze. Trebuie să-și dea seama artistul că trebuie să fie implicat. Că altfel nu se pot face schimbări. Nu avem cultură. Nu, da, nu avem cultură. Este... Vorbeam și despre noi, publicul. Educație culturală. Da, educație culturală. Este foarte complicat. Lumea vede ce zice, artistul ăsta câștigă 10.000, 15.000, 20.000 de euro pe lună, are de unde să trăiască. Dar, ca în orice domeniu, sunt vârfuri. Vârfurile câștigă, iar marea majoritate se chinuie. Se chinuie. Dar, este foarte important să intre într-o formă organizată. Dacă ești independent, ești pe stradă, n-ai de unde să știi tu ca stat, tu nu vezi entitatea, voi aveți dreptate, sunt oameni care trăiesc din prestări de servici, dar neavând statut, statul nu poate să-l identifice, să spună tu ești artist, te definim de unde, din categoria X și... Da, exact. Ai explicat foarte bine. Sunt foarte mulți care vin la asociație, din păcate, și după ce le povestim ce facem și ce încercăm să facem cu asociația, primim întrebarea și mie ce-mi iese. Apropo de educație. Cu ce plătesc o taxă de înscriere și o taxă anuală, dar mie ce-mi iese. Acum putem zice în sfârșit, după câteva luni, ce-mi iese. Foarte bine, da, nu, ai explicat foarte bine, nu, pentru că nu avem educație culturală, nu înțelege lumea și nu... Nu numai educație culturală, educație... Mai e o chestie. N-avem educație financiară, apropo. Exact. Noi am fost împreună într-o situație. Am fost la Ministerul Culturii și am discutat despre acele indemnizații care au început să curgă din aprilie-mai. Da. Ele au fost la început în cuantum de salariu minim pe economie, după care au crescut la salariu mediu pe economie și aici intervine educația financiară. Foarte puțini artiști au înțeles că e o sumă brută și că la un moment dat 42% se va întoarce la stat. Exact. Și acum mai zic una, e dureroasă, dar e o practică. Au fost avocați care au consiliat ca să obțină aceste indemnizații, care nu cred că erau atât de greu accesibile. Trebuia să depui un contract pe un site. Nu e atât de greu. Și le-au luat 50% din sumă ca să obțină aceste indemnizații, dar cea mai tare chestie nu e că le-au luat 50% din sumă, ci că le-au luat 50% din brut. Și atunci artistul va fi pe minus. Deci, apropo de educație, slash educație financiară. Adică suntem în zona în care cu asociația ne-am propus, în primul rând pentru industria artistică, fiindcă asta e zona noastră de lucru, să facem educație, să facem informare. Și ăsta e scopul acestui podcast. Da, dar oamenii nu știu dacă vor înțelege. Trebuie să-i scoatem un pic din zona de confort. Că... Da, nu confort. Ba da, că e și comod artistul. Nu se gândesc, zice, dom'le, vin la tine, îți fac reclamă. Artistul gândește, acum eu am observat. Bine, e artist, e artist. Eu vin aici, ce câștigați? Voi câștigați, eu nu câștig nimic. Nu, tu înveți și ca să înveți trebuie să plătești. Iar ceea ce plătește la voi, din ce mi-a spus mai devreme, înseamnă nimic. Înseamnă nimic. Din păcate nimic. Modic. Da. Adică să plătești un avocat să-ți facă un contract, costă. Costă mai mult de 500 de lei pe an să ai un avocat al tău permanent, cu siguranță. Plus că voi sunteți specializați. Sunteți specializați în contractele artiștilor. Ceea ce este foarte, foarte, foarte important. E o nișă, din păcate. Da? O nișă la care voi v-ați specializat. Ar trebui numai pentru chestia asta să vină, să plătească, să fie aici, domne, sunt aici. Mie ce miese. Dar nu ți iese când o să semnezi contractul, da? Și când o să treci printr-o perioadă din asta de pandemie și o să-ți vină niște bani în cont din drepturile de autor pe care le-ai luat datorită asociației, unde ai plătit un fee foarte mic. Exact. Adică care la un avocat nu rezolvă nimic. Dacă mi-ai spus 500 de lei, ne gândim la două pachete de țigări pe lună? Da, sau la înseamnă nimic. 30 de minute din timpul unui avocat decent?
Am zis că o să facem un video. Ce puteți să știți cum sunt videourile alea? Da. Câte șaurma cumperi de 500 de lei? Câte calorii economisești? Exact. Ideea este că voi faceți un lucru bun, foarte bun, dar trebuie să și înțeleagă. Și artistul trebuie să înțeleagă că le apărați drepturile. Dar drepturile au început într-o să înțeleagă formă organizată. Exact, organizată. Altfel, dacă exista asociația de drepturi pentru artiști, da, și făceați voi în timp, știți că se poate face un registru al artistului, care nu trebuie să fie neapărat dată lege la stat. Da, 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 corect, se poate face. Mai sunt foarte multe asociații care și-au făcut un statut propriu și în ani a fost recunoscut ca atare. Ne uităm la evaluatori. Mm-hmm. Da? Evaluatorii în primă fază așa au plecat cu un statut propriu și sunt recunoscuți. Da? Este important să vină, să înțeleagă că le apărați drepturile. Pun o întrebare acum, din unghiul instituției de stat. Mă întreb din unghiul meu. Din unghiul tău, evident. Instituției de stat, că nu reprezint instituția nu în sensul că reprezinți, cât în sensul că înțelegi mult mai bine decât noi ce se întâmplă acolo. În momentul în care vine o asociație de profil, un ONG să zicem, și zice reprezentăm Breasla nu știu care, mă gândesc că are ceva trecere, nu? Bineînțeles. Adică în fața unor cereri făcute individual, punctual. Dar tocmai asta a zis, că dacă asta ai... am și spus. Am vrut doar pentru... Gândește-te claritate. Vin și reprezint un grup mare. Gândiți-vă la un sindicat. Da? Sindicatul merge și zice, am 1000 de membri. Deci nu am venit eu, o persoană, să mă reprezint pe mine, să îmi reprezint interesul meu propriu și personal, ci am venit să reprezint interesele și dorințele unui grup. Grupul de artiști independenți sau grupul de artiști de... circ, nu știu, de dansator, de teatru, film, muzică, teatru, dans. Film, muzică, dans. Adică, cred că și aici sunt diferențe între teatru, film, muzică, dans. Adică, cred că există și aici diferențieri. Sunt diferențieri mari, evident. Normal. În același timp, există și un numitor comun foarte puternic în ceea ce privește problemele fiecărei nișe. Mai ales că vorbim de zona de drepturi de autor. Aici toată lumea suferă de același lucru, suferă de cesiune. De aceea am elaborat o campanie, se numește Cesiune pe Pasiune, o desfășurăm în colaborare cu Guvernul României, cu Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, ORDA. Pe persoană fizică sau pe asociație? Pe asociație. Pe asociație. Ah, okay. În sfârșit pe asociație. Ți-ai dat singur răspuns, m-ai întrebat ceva și acum îți dai singur răspuns. Nu, că pentru claritate am pus întrebarea, pentru cine urmărește să înțeleagă și mai concis, domne, e bine să fim organizați într-o formă clară. Da, da. Da, e și o putere. Și o putere. Da, e o putere mai mare. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât vă puteți crea propriile legi, să zic așa. Norme. Și mă întorc la ce ai zis tu la început, când ai făcut o trecere revistă a statutului nostru, fără să-l știi. Ăsta e un alt obiectiv, să creăm norme în industria artistică. Sunt foarte necesare. Fix ce spuneam mai devreme, cele mai nu știu cât este plătit un actor, nu știu cât este plătit un dansator. Dar măcar hai să stabilim să nu mergem sub minime, un prag minim, da, de bun simț. Adică să mă duc la o zi de filmare pe 30 de lei, să n-am nici pauză de masă, să vin și cu haină de acasă, parcă nu sunt ok, parcă nu sunt profesionist. Ok. Niște lucruri de genul ăsta. Dar poți spui, între și între, un mercurial, și la piață. Exact. În piață când te duci să cumperi o roșie, da? Nu toată lumea are la fel. Da, una mai mare, mai frumoasă, una mai... Da, strică, evident, fiecare automat... contract este confidențial. Ideea e să avem un plafon minim sau, uite cum este, minimum, salariu minim pe economie. Exact. Pentru zidari. Fix. Că da, tot da, vorbeam da, de da, asta. Să existe și un plafon minim, da, pentru artiști. Bine, asta este economia de piață. Ea dictează că dacă omul are nevoie după perioada din asta de pandemie, nu poți să-i zici, băi, te aduci și ai muncit pe 100 de lei, că noi muncim pe 200 de lei. Și zice, da, dar am nevoie de bani eu. Evident că îl gândim mai ales în raport cu contextul dat. Dar... Adică trebuie să fie lejer, să fie într-o marjă destul de rezonabilă, evident, ca fiecare... Dar să începem să de undeva, măcar să se audă da, de termenul ăsta de normă în industria artistică. Exact. Wow, ce nebunie! Exact. Asta am făcut și campania Cesiune pe Pasiune, care are în spate un protocol.
pe care utilizatorii, cine? Producătorii îl semnează cu Asociația Muze și cu Orda. Aha. Deci își asumă, practic. Deci statul s-a implicat alături de voi. Înseamnă că există o dorință și din partea statului să reglementeze într-un fel cu siguranță această există. Activitate. Acum când a înțeles care sunt problemele și le-am explicat. Oare de ce a înțeles acum? Pentru că le-am explicat clar care sunt problemele. Ok. În numele unui brand. Da, cineva a mers și a spus, suntem reprezentanți a 100, 200, 300, 500 de artiști. Da. Și astea sunt problemele, sunt problemele și nevoile noastre. Just, exact. Asta lipsea, se pare, pentru că existau tool-urile, exista și Orda, exista și Ministerul Culturii, exista alte entități, dar trebuie o punte între ele. Și puntea aia cred că a fost fix comunicarea. Aș mai ieși și informarea. Da. Dar acum exista comunicare. Eu am înțeles că mai există și pe lângă primărie anumite zone care ar trebui să susțină exact ceea ce spui tu, artistul independent. Există o comisie de cultură, corect? Există și comisie de cultură, dar mai există ceva în cadrul... Putem elabora că nu le știm. Nici eu. Dar există, vă spun eu că există. Știu că există, nu glumesc. Știu că există, da. Pentru că am avut sprijin, în primul rând prin tine am avut sprijin, mai sunt niște consilieri cu care am ținut legătura. Ne-au ajutat foarte mult și ne-au ajutat altfel decât ne așteptam. Pe lângă că ne-au înțeles problemele, unii dintre consilieri sunt chiar artiști la bază și atunci a fost destul de ușor să vorbim aceeași limbă, dar ne-au ajutat să facem fix aceste punți de legătură. Adică au zis, stai, pentru problema asta trebuie să vorbim cu X de la Ministerul Muncii. Și s-a făcut legătura. Pentru că instituțiile astea de stat sunt și ele chegate cumva, nu sunt fix suverane și de izbeliște. Așa este. Voi reprezentați artiști la nivel național. Dacă vorbim de administrație publică locală, pentru București, știu că primarul capitalei Nicușor Dan a spus că o să susțină industria creativă. Știu că... A aruncat și niște propuneri punctuale. A spus ce va face și consiliul cu ce propunere o să vină pentru industria creativă. Este destul de complicat sau, hai să spun, de-abia acum ne dăm seama câtă nevoie avem de artiști. Exact, în pandemia asta s-a văzut. În pandemie se vede, pentru că îți lipsește un teatru, îți lipsește un spectacol, îți lipsește un concert. S-au făcut și studii clare. Da? S-a demonstrat că, anxietatea a crescut foarte mult. Da. Și da. Depresia din cauza faptului că nu au avut oamenii acces la entertainment. Noroc că mai avem un Netflix, un YouTube. Și altfel. Mai, da, okay. Și acolo e. Și acolo da. Este. Dar mai avem o problemă. Nu știu dacă ați văzut sau dacă ați constatat, eu, care nu sunt cu domeniul artistic așa, și melodiile s-au schimbat. Deci vorbim de concept. Vorbim de... Hai să spun cât de multe melodii sunt create acum. Uitați-vă la e alt context. Mari. Deci nu mai scot melodii. Dați-mi 10 artiști mari care au scos melodii în ultima perioadă. Au scos, dar sunt, nu vreau să zic depresive, dar sunt depresive. Deci, merg cu vremurile. Ok. Deci, da, era de așteptat. Noi culmea că am dezbătut asta cu câteva luni. Au nevoie de public, evident, nu? Da. Deci o chestie de empatie și până la urmă artistul e sincer, el îți oferă emoția lui. Corect. Cu siguranță nu o să scoatem în piese de club acum. Că nu prea merge. Da, ce am constatat? E o constatare foarte corectă. Ascultați la radio, când mergi în mașină, asculți melodiile. Una singură, aia consacrată. Aia veche, pe asta zic. În rest, ce e nou, e tristuț. Ca stare. Puțin. La nivel istoric, dacă urmărim crizele, recesiunile, războaiele, au fost mereu însoțite de artă făcută fix în același ton. Adică una e să ascultăm, nu știu, muzica din anii 60-70, unde o veselie, o nebunie, rock and roll, toată lumea era fericită. Erau americanii după război, mergea bine economia, duduia. Și alta e să intrăm, pe 2008-2009, când au ieșit Adele și toate baladele de pian și voce și atât, și tristețe și durere. Deci
Eu am observat, eu am mai ascultat și melodii înainte să iasă pe piață, că nu știu, știți, voi știți, dar sunt nași și de artiști. Și, de exemplu, Andreea, când scotea câte o piesă nouă, venea și zice, nașul, nașa, uitați-vă și voi ascultați și ziceți-mi care din piesele astea sună mai bine la voi. Și a zis, băi, asta. Și era fix invers de ce alegea aia? S-a mai întâmplat. Da, e interesant să lucrezi cu emoția. Pentru că, zice, mie îmi place, nu spun ce îmi place, mie zic, da, cum zic, bă, eu care sunt, hai să zic, afon, zic, îmi place sau nu-mi place? Nu știu, linie. Zic, asta este. Din punctul meu de vedere. Ce-ți transmite piesa? Pe categoria mea de vârstă, că aici contează mult și categoria de vârstă contează mult. Contează. Zic, okay. Asta. Contează gusturile, în primul rând. Aia, da. Nu contează, da. Și vârsta. Câteva piese chiar au fost alea și chiar au avut succes. Păi ești publicul. Publicul da. Nu e da, cel exact. Care creează artă. Exact. El va fi extrem de subiectiv și va fi atent la niște chestii la care publicul în general nu se gândește. Chestii mai tehnice. Și unde te adresezi? Și da, și că vor... segment te adresezi? Și... Corect. Oricum, situația muzicii e excepțională că se poate lucra de bine. Poți să beau niște apă zen? Trebuie. Da. Sponsorul nostru principal. Apă zen, da. Muzică încă se poate face, dar cum putem evalua emoția și starea actorului de teatru, de exemplu? Că piese de teatru acum nu se mai fac. Ok, poate niște filmări s-au făcut, dar modest, cu 4-5 participanți, niște reclame. Dar sunt și segmente de artă care acum nu ne pot transmite emoții. Iartă-mă, te rog. Eu sunt întrerupătorul. Încă vorbea de radiouri și aveam aici anotat ceva. Știu că statul nu poate impune unui SRL, și aici mă refer la TV sau la radio, să difuzeze mai multă muzică românească. Și mă întorc și la partea de drepturi, că dacă se difuzează mai multă muzică românească sau mai mult content românesc, atunci artistul, dacă tot nu poate să beneficieze de acel grant de la stat, să poată să beneficieze de drepturi de autor. Deci întrebarea era dacă există vreo soluție în care statul ar putea să convingă radiourile sau TV-urile să difuzeze mai mult content românesc. Întrebarea este altă întrebare. Întrebarea asta. Cred nu știu, că da, nu știu. Noi am venit cu o idee. Eu nu de... sunt statul. Părerea ta, nu. Ziceam care este părerea ta. Mea, nu. Da. Crezi că... Nu, nu știu. Eu pot, așa. Dar ce pot să vă spun? Că dacă aveți vreun proiect de lege, da, colegii mei din Partidul Național Liberal, ce vor intra în Parlament din 6 decembrie, vă vor ajuta. Pentru că... După cum ați văzut, în ultima perioadă noi ne-am axat foarte mult pe ajutorul către aceste industrii, către oamenii cultură. De afaceri, către cultură, adică dăm o importanță. Deci nu putem să trăim fără cultură. Acum pot să spun din ce am văzut eu pe lângă primăria capitalei, să spun. Se pot crea foarte multe foarte multe spectacole, foarte multe zone în care artiștii să lucreze. Sună un pic ca hub cultural? Exact, hub cultural, bravo. Foarte tare. Și îl putem lega foarte bine de Parcul Natural Văcărești. Că avem câteva puncte importante unde s-ar putea crea. Aici Bogdan, avem un coleg, Bogdan Dragnea, care este ranger în Parcul Natural Secretarul Văcărești. Secretarul General al COAL? Da. El mi-a făcut așa capul despre Parcul Natural Văcărești. Cum eu l-am pe Facebook despre... și am văzut că postează cu Parcul Văcărești. Da, am observat chestia asta. Ce putem face? Ce sfaturi ne dai? În legătură cu această idee de a se difuza mai mult content pe TV? Dacă mă întreb pe mine, în primul rând ar trebui să definiți statutul artistului. Okay. Să plecați cu începutul. Atunci când știi ce înseamnă un artist, poți să începi să iei
pot să, să beneficiezi de aceste evenimente de care ai spus tu. Ok, nu știu dacă poți să obligi televiziunea sau radioul să dea... Nu, nu poți, clar nu poți să obligi. Și mă ce? Gândeam să se dea niște, nu știu, să se acorde niște reduceri la taxe, de exemplu, că atunci poate dar încuraja. Dar nu poți, pentru... Gândiți-vă că noi suntem în Uniunea Europeană. Ce ar însemna ca fiecare țară să facă reduceri numai pentru artiștilor și fiecare țară să-și difuzeze numai artiștii? Nu numai, dar să fie un pic mai mult. Da, noi trebuie să vedem la nivel european. Elena adică... doar aruncă inițiativa în aer, dar e gândită cumva și în beneficiu statului și în beneficiu nișei. Sper să reușim să elaborăm în viitor apropiat. Dar trebuie să aveți grijă și la legislația europeană. Evident. Este foarte important. Pentru noi suntem foarte aplecați către asta, mai ales că urmează transpunerea 3 directive europene pe legea O, pe legea dreptului de autor, unde cu siguranță vom participa la dezbateri, la șlefuirea acestor transpuneri. Perfect. Sunt foarte importante. Adică, pentru noi, Uniunea Europeană a însemnat de fiecare dată un upgrade. N-avem niciodată cu ceva să ne ducă 3 pași înapoi. Da, voi acum, prin asociație, voi veți putea accesa foarte multe fonduri pentru artiști. Dezvoltarea acestui segment. Da? Știți că, acum vă mai dau o idee acum. Hai, că dacă tot am luat o idee de la întrebarea aia. Am primit un card de membru. Trebuie să precizăm. Sebastian Buș este membru de onoare al Asociației Muze. Este primul membru de onoare pe care l-am propus în Consiliul Director pentru că ne-a susținut foarte mult și, repet, de la el a plecat imboldul de a înființa această asociație acum. Era o idee veche și stagnantă. Vă mai dau o idee. Atât a fost scânteia. Faceți ceva pentru artiști. Știți că avocații au casa proprie de pensii la care contribuie în fiecare lună, da? Păi asta e o problemă. Cred că ai citit statutul. Nu l-am citit. Nu, dar cred există. Noi chiar dacă adică vrem să facem asta. De bună practică. Fiecare, cât ești tânăr, deci acum eu vorbesc și din expert, cât ești tânăr, nu te gândești la perioada de bătrâneți. Trec pe lângă tine gândurile. Iar artistul câștigă ca și zilierul. Astăzi consumă și ce o să facă? Dar și plătește astăzi niște contribuții. Plătește niște contribuții. Și la un moment dat va trebui să le acceseze. Și s-a văzut acum în pandemie, exact, trecând de pensie, că artistul nu poate accesa nici măcar șomajul, că a fost în șomaj tehnic. De aceea au aportat acele indemnizații. Deci, clar trebuie lucrat în direcția asta. Avem și asta în vedere, de asta zic, cred că ai citit statutul. Nu aveai când. Îți dai seama. Sincer, este foarte, foarte simplu pentru un om de afaceri și să înțeleagă lucrurile astea și este așa, normal, da, m-am gândit la aia. Da, este o normalitate. Vine dintr-un mediu, normal, noi nu avem un mediu normal. Ai menționat acest proiect de tip hub cultural și sper că îți fac o surpriză, nu știu dacă ești de discuția asta. Acum o săptămână am vorbit cu 2 consilieri generali de la Primăria Municipiului București, de la PNL. Vreau să citesc de pe poza pe care am pus-o pe Instagram, Asociația Muze, Diana Mardarovi și Constantin Hazarian. Am avut o dezbatere cu ei și s-au născut mai multe idei, tot așa, dintr-un fel de brainstorming. Și unul ar fi, un proiect ar fi Cunoaște Bucureștiul. Și sper să conlucrăm. Primăria București cu Asociația Muze. Nu vreau să elaborez foarte mult, vreau să vin cu el prezentat temeinic, așa cum am promis, dar e un proiect în care putem implica artiști pentru a ajuta marele public să cunoască București mai bine. Se poate duce chiar pe zona de turism. Și se leagă și cu ce mi-a explicat acum, că va fi acest context de hub cultural. L-am anunțat doar ca în viitor să facem ce s-a întâmplat și în mai, să nu facem promisiuni, ci să zicem, deci uite ce am făcut. Deci nu vorbesc de promisiuni, eu zic ce am gândit și hai să vedem cum ne putem ajuta. Pentru că noi în Consiliul General suntem reprezentanții bucureștenilor. Noi trebuie să ducem la îndeplinire dorințele bucureștenilor. Noi trebuie să facem din acest oraș un oraș funcționabil. Trebuie să aducem bani la bugetul local, trebuie să muncim în folosul nostru. Trăim în oraș, respirăm aerul de aici, trebuie să ne bucurăm. Deci, corect. Sunt niște idei venite în zona asta. Sunt consilierii din acest mandat, sunt consilieri tineri.
Asta am observat și ne-am bucurat foarte mult. Da, cu deschidere, cu tot ce trebuie. Și veți găsi sprijin. Asta cu siguranță se întâmplă și e mare lucru și chiar țin să precizez că au fost și alte administrații și nu am beneficiat de sprijin. Noi am fost de fiecare dată să deschidem dialog, dar nu am avut mereu cu cine. Pentru noi e o noutate ce se întâmplă acum și ne bucură foarte mult și ne muncește mai mult decât ne așteptam. Că ne așteptam să avem o inițiativă, să ni se răspundă greu. Dar lucrurile se mișcă. Și se mișcă și nu prea mai dormim. De la înființare, de când ai ieșit, de când ai vorbit cu domnul ministru, până astăzi au trecut doar câteva luni. Culmea că da. Deci și voi și alte asociații și alte forme din domeniul cultural, din domeniul vostru, au fost acolo și au lucrat pentru binele artiștilor și a industriei în general. Iar guvernul a fost destul de receptiv. Chiar a fost receptiv. Pun o întrebare, pentru că artiștii fierb acum. De ce zic fierb? Nu înțeleg foarte bine contextul. Se chinuie să-și salveze cariera până la urmă. Și nu s-au preocupat foarte mult de zona asta politică, pentru că vine că noi nu o să putem contura statutul artistului în 2 luni, de când ne-am apucat de treabă. Ca să le dăm un pic de speranță, așa ca plan pe termen mediu, sper eu scurt, cam la ce să ne așteptăm vis-a-vis de a reporni această industrie? Întreba. Nici n-ai cum să ne răspunzi că e COVID acum. Ca un politician nu să răspund. Nu întreb ca timp. Știu, nu întreb ca... Nu întreb ca timp, ci efectiv ca ordine de priorități. Cultura înțeleg că e totuși pe o listă de priorități. Este pe listă de priorități. Strict în sensul ăsta întreb, pentru că acum am avut un eveniment cu acel spital care a ars. Evident că nu cred că e cineva nebun să-și imagineze că o să se discute o problemă de cultură înainte să se rezolve probleme de genul ăsta. Ba, se discută problemele de cultură, se discută la nivelul Ministerului Culturii, care nu are treabă cu sănătatea. Și primăria, deci am văzut că a fost implicat acum în discuția asta cu spitalele și cred și că e normal. Cu spitalele, da. Dar a fost implicată și în problema fondurilor pentru artiști. Deci pot merge în paralel? Da, bineînțeles că pot merge în paralel, pentru că primarul general are în subordine mai multe departamente și mai multe direcții. Asta nu înseamnă că se va ocupa doar de problema Radet. Importanța votului. De ce trebuie să mergi la vot? Da. Oho. Pentru artiști, că știți, mulți artiști sunt, eu nu vreau să mă asociez politic, nici noi nu vrem să ne asociem. Nu consider că, indiferent de cine este la putere, indiferent de cine conduce țara, artiștii sunt artiști, ei trebuie să fie ajutați și ei trebuie să aibă cineva trebuie să aibă grijă de ei din punctul ăsta de vedere legal. Asta e o întrebare simplă. Nu explicam. Deci, indiferent de cine e la putere, long story short, artistul este artist și din punctul meu de vedere trebuie ajutat. Deci trebuie să-și înțeleagă de ce este important să se meargă la vot. Toți cetățenii sunt importanți. Toți cetățenii din țara asta sunt importanți. Artiștii sunt cetățeni. De ce trebuie să se implice în politică? De ce trebuie să vină să se înscrie într-o asociație? Da? Pentru ca să fiți auziți. De ce trebuie să mergi la vot? Sau chiar într-un partid până la urmă. Sau nu trebuie să fie o problemă. Nu trebuie să fie într-un partid, că ți alegi, nu trebuie să fii într-un... Da, am înțeles. Da? Unii se vor implica și vor fi reprezentanții acestui grup, da? În zona Ministerului Culturii. Pentru că dacă nu aveți reprezentanți, ok, eu ajung mâine la zona Ministerului Culturii, că sunt om politic, da? Și ajung acolo. De unde mi-au informațiile? Corect. Cine mă ajută? De la beneficiar până la urmă. De ce? Până acum aveam o cultură, că m-ați întrebat de ce am intrat în politică. Pentru că trebuie să fac bine în zona mea de activitate, unde mă pricep cel mai bine. Dacă voi veniți în zona voastră, din zona voastră, și veniți și spuneți ce trebuie făcut, da? Omul politic trebuie să rezolve problema. Pentru că o știe. Exact cum spuneai, asociația s-a înființat în urma unei necesități.
de în câteva luni de zile sunteți și voi bulversați de cât de mult ați fost ascultați. De ce? Pe cuvânt că nu ne așteptam. Pentru că nu vă așteptați. De ce? Nu exist, n-a existat până acum. Artistul nu a fost reprezentat. Da, aici e problema. Nu vreau să sune ciudat. Nu că nu ne așteptam. Noi am fost implicați în viața artistică și la nivel politic, să știm, sau mă rog, legislativ, în ultimii lejer 10 ani. Am conturat niște legi, niște modificări legislative, am mai fost la Ministerul Culturii, la Orda, dar cu toate astea nu ne așteptam să fim atât de ascultați, mai ales în perioada asta. Vă spun și de ce. Pentru că la conducere este Partidul Național Liberal. Just. Asta înseamnă o viziune liberală. Și apropo de ce este Elena, la noi nu e o afiliere politică, dar am fi chiar ciudat să nu ne bucurăm de o asociere cu niște oameni din politică care până la urmă ne-au ajutat, ne-au susținut, au înțeles problemele. Adică n-am beneficiat de chestia asta atâți ani. E prima oară când se întâmplă. Vedeți? Nu cred că e o coincidență și atât. De ce trebuie să mergeți la vot? La vot. Fiecare trebuie să-și exprime votul. Gândiți-vă că votezi pentru 4 ani. Gândiți-vă că în Parlament trebuie să ajungă oameni care să gândească pentru țară. Nu oameni care să gândească pentru grupuri mici de interese. Este foarte important. Exact cum spuneți voi acum, asociația voastră, zona culturală, zona de business a fost foarte bine reprezentată și ascultată în această perioadă. Eu vă pot spune din ce studii avem noi pe Clubul Oamenilor de Afaceri, că cam de un an de zile mă ocup de el și avem peste 1500 de simpatizanți, oameni care au venit alături de noi. Fenomenal. Ori de câte ori am chemat. Avem vizualizări pe internet, că nu mă pricep, dar mi-au trimis un raport peste 12 milioane de vizitatori, nu știu cum să de accesări, de accesări pe unici. A apărut nu știu câte articole pe... Da, nu, eu nu mă pricep. Încă vă bateți cu zona de artă deja, la cifre. Da, dar așa cum ați văzut, pe cultură a venit ministrul, deci asta înseamnă că ne pasă și de zona culturală. La mediu a venit ministrul, la finanțe peste tot au venit miniștri. Oamenii care s-au implicat, ăștia sunt membri ai Partidului Național Liberal și asta este viziunea. Adică către zona liberală. Și de ce ar trebui artistul să meargă la vot? Pentru că este liber. Și are o viziune liberală. Deci, din punctul meu de vedere, artistul chiar trebuie să meargă. Eventual să și zică. Dom'le, am fost la vot. Merg la vot. Adică este un drept până la urma urmei. Este dreptul tău de a-ți exprima opțiunea politică. Noi lucrăm, apropo de informare și educație până la urmă, și pe chestia asta foarte mult cu membrii asociației momentan. Evident că ne adresăm întregii bresle, dar ajungem mai greu la cei care nu sunt în asociație, cu anumite discuții. Și de ieri până azi am avut o surpriză foarte frumoasă, apropo de implicare și de a merge la vot până la urmă. Am inițiat o petiție, tocmai ca să discutăm cu, sper, Ministerul Culturii, Guvernul, despre cum se alocă aceste granturi de 100 milioane de euro. Și de ieri până azi dau acum un refresh. O petiție foarte simplă, inițiată de Asociația Muzee, dar care... de care vor beneficia toți artiștii, are deja 295 de semnatari. Foarte frumos. Bravo. I-am dat drumul la 11 noaptea pe un grup de câțiva artiști și în rest, în afară de câteva șeruri colo. Victoria. Da, nu e Victoria. Victoria, da. Din câteva șeruri de bine de rău, sunt niște semnatari. Sunt 295, e mare lucru, sub 24 de ore. Ceea ce înseamnă că oamenii au început să înțeleagă necesitatea implicării. Foarte frumos. Zic asta pentru că, în mod firesc, am mai inițiat petiții, nu erau atâtea semnături în câteva ore. De asta zic. Din punctul ăsta de vedere, cred că putem participa și noi la ce ne place să numim responsabilizare socială. Foarte frumos. Așa că ieșiți la vot. Avem o mică structură a podcastului nostru. Poate o aflu și eu cu ocazia asta, că întrebare nu respect niciodată. Pe cine propui să invităm la podcast? Da. E o leafșa noastră, dacă ai pe cineva.
Da, bineînțeles, Bogdan sunt Dragnea. Bun, Bogdan Dragnea. Să vorbim despre Parcul Natural Văcărești și cum se poate dezvolta și cum se, ce înseamnă zona aia. Este o zonă extraordinară, nu știu dacă ai fost vreodată, ești în București, nu. Da? Să mergi în Parcul Natural Văcărești și să vezi ce se întâmplă acolo. Vorbim de un plămân al Bucureștiului. Deci vorbim de un plămân pe 40 ceva de hectare, o zonă care s-a dezvoltat din nimic. Da? Este ceva senzațional. Da, mine m-a convins după un an de zile și am mers acolo, am stat de vorbă cu oamenii care au grijă de Parcul Natural Văcărești. Este ceva care o să vă placă. Pe cea din zona artistică nominalizăm sau? Nu nominalizăm, pentru că nu știu. Nu că ai menționat pe cineva, mă gândeam așa. Să mergem pe... Da, că sigur o să vină, dacă vine la invitația ta, sigur. Noi n-am invitat niciun impresar de evenimente până acum. Și da, poate ar fi o idee. Cine știe, poate... O idee, ok, bine, hai, de când ne mai gândim la asta. Poate Lucian... Poate Andreea. Ar fi o idee? Lucian care, Andreea Mitrea, care? Mitrea. Lucian, am notat Andreea Bănică. Așa, am bănuit. Ok. Și trei și lucruri... mai am un film care nu-l știați, Eugen Mihăiescu. Krypton. Bun, 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 bun. Trei lucruri în general pe care le-ai schimbat tu, dacă, nu știu, ai asta fi președinte. Asta e campania noastră. E campania voastră, dacă aș fi președinte. Unde să fiu președinte? În Asociația Muze, de exemplu. Aș face casa de pensii pentru artiști. Da? Le-aș crea un cadru legislativ în care să vină, să se simtă, cum să spun eu, artist, da? Și le-aș da diplomă de artist. Okay. Aș face foarte toate tare lucrurile, tot ce, nu e ușor. Acum te-aș întreba ceva ce nu, la care nu ne-am gândit noi deja, că la toate astea ne-am gândit. Ok, eu nu știu la ce v-ați gândit. Asta e bine, e o validare. Da. Știu că nu știi la ce ne-am gândit, dar da, nu sunt foarte bune. Deci okay, va trebui să ne uităm la podcastul ăsta peste un an, doi, trei, da, să vedem câte am bifat. Ok. Artă pe hartă. Podcastul artistului român.